Coffee break. S-a terminat dezbaterea. V-am promis că o să vă pun să votați din nou. Și Malta a anotat foarte, foarte bine acolo. Mă chiorește un pic lumina. Rugămintea este să ridicați mâna sus pentru echipa pe care o considerați mai convingătoare, mai persuasivă. Știu că vă cer ceva aproape inuman. E dificil să scapi de biasul tău, de părtinirea ta. Tu ești om care, în general, merge pe safe sau tu ești om care merge, în general, pe out of the box. Am spus, astăzi scopul nostru nu era... Mulțumesc. Scopul nostru nu era să căutăm adevărul, mai degrabă să generăm discuție. Așa că, doar din perspectiva persoasiunii, cât de convingătoare a fost, cine din sală consideră că echipa care a încercat să argumenteze pentru comunicare safe a fost mai convingătoare? Mâna sus. Da, da. Mult. Ok. Nu vă numărăm pe voi? Nu așa funcționează. Prea out of the box. Cine consideră că echipa out of the box a reușit să fie mai convingătoare? Mâna sus? E prima oară când avem egalitate, dar înseamnă că echipele au făcut o treabă extraordinar de bună. Deci, ce? Așa, o inimă mare, mare. Sunt așa de încântată când văd că oamenii se pregătesc și iau în serios și îți dau seama cât de puternice sunt argumentele și cât de mult contează să începem să gândim și să o facem așa cum trebuie și mai ales la microfon. Că știți că de obicei... Și vin și vă aduc microfoane pentru că... Era vorba de reputația noastră, Marta. Nu a companiei, a voastră personală. Da. Să vă rog acum fiecare să spună. O să împărțim și microfonul sau aici, unde vă place mai mult. Și un punct de vedere, așa, și n-ai vrea să mai luăm și din seară, dacă mai este cineva care are păreri. Știu că nu credeați în aceste teme și fiecare avea o altă părere. Cum a fost? A fost foarte frumos aseară, când scriam discursul lângă un pahar de vin, cu pixul pe hârtie și s-a luat curentul în sălăjan. Și a trebuit să fac o chestie foarte safe, să aprind o lumânare cu chibritul. Și iată cum eram pregătită. Am scris pe WhatsApp colegilor și au zis, într-adevăr, nu-mi dădeam seama că trebuie să fie așa de safe. Și aveam și bateria încărcată. Iar eu am răspuns Cameliei că out of the box ar fi fost să folosească lanterna de la telefon, iar safe ar fi fost, într-adevăr, să aibă și baterie. Da, a fost foarte frumos și mulțumim, cred că, numele tuturor pentru invitație. Cu siguranță fiecare dintre noi are inima împărțită și cu siguranță că sunt momente în care e mai bine să fii safe, momente în care e bine să fii out of the box. Depinde de fiecare ce alege să facă. Noi credem că cel mai bine este să fii out of the box atunci când ești sigur că nu te prăbușești de la etajul 22 din Radisson. Pentru mine a fost foarte greu și am pus mâna pe... Când am văzut împărțeala echipelor, am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe Marta și am avut un ranting session pe care ea l-a suportat cu stoicism, că ne știm de foarte mulți ani. Adică pentru mine mi se părea pur și simplu când am văzut că sunt în echipa safe, mi s-a părut așa, mi-a venit în cap, mindfuck. Nu poate să mi se întâmple asta. După care mi-am dat seama că aș putea cumva să-mi negociez poziția, să nu vorbim chiar despre chestiile alea super boring și m-am mai liniștit. Colegele m-au ajutat foarte mult să trec peste acest moment care putea să dea în depresie pentru mine. A fost fun până la urmă. Pentru mine a fost foarte, foarte frumos. Mi-am amintit de ceva ce făcea foarte mult, n-am făcut mult debate în liceu la un moment dat, am făcut și am avut noroc să fac debate. Și când am avut ocazia să lucrăm cu Naia, am amintit de fain e debate-ul în general pentru, hai să zicem așa, societatea românească. Dup lipsă de obicei în jurul meu de păreri spuse echidistant, dar cu gândire în spate și bine argumentate și de multe ori
lovesc foarte mult de multe emoții ale celor din jur, care uită de argument și pun în față emoția prima dată. Așa că, odată mai simțit de locoase să argumentez pentru Out of the Box, pentru că e o pasiune de ale mele să mă uit pe campanii, să văd ce mai e fain, să vorbesc cu prietenii despre asta, asta pentru ce se poate aplica, ce nu. Venind dintr-o industrie unde reputația este totul și este important să ținem șacheta de sus și tot ce facem să fie foarte safe, ca să folosesc un cuvânt care nu-mi place, dar e foarte bun, ca să mă uit. Și a fost foarte drăguț să cunosc oameni noi, foarte interesanți, foarte buni comunicatori și chiar cred că rețeta este un plus 1, să-i lăsa tot pe box. Mulțumesc! Pentru mine a fost total out of the box, aș spune, pentru că atunci când mi-a zis Alex, hai, vii, ca speaker, zic, vin. Și mi-a zis la dezbatere, oh, dar ce m-a făcut, ce ne-a pus să mă bag aici, și după aia a scris în aie. Și trebuie să vedeți și filmulețele astea și ordinea așa, așa, că atâtea minute, zic, oh, și mai rău. Și după aia am văzut echipele, sunt în out of the box, nu, eu sunt safe, eu sunt corporate communication, eu sunt safe, safe, 100%. Adică, sunt că încerc acum, fac niște campanii de brand și sunt mai creativă, îmi place partea asta creativă, dar mie îmi place zona safe și e provocatoare și ea în felul ei. Și după aia am început după aia discuțiile cu noi și brainstorming și mi-am dat seama că parcă aș vrea să știu mai multe despre cum ar fi să cetisulez mai multe despre teoria argumentării și chiar mi-am găsit și niște site-uri unde să citesc, așa că mi-a schimbat foarte mult perspectivele și chiar mă gândeam și vorbim că am putea face asta și pentru board, sunt sigură că cei din board ar fi super interesați să aibă argumente și mai bune și așa că pentru mine chiar a fost ceva care sigur mă va schimba. Eu nu sunt safe. Pentru mine a fost o experiență foarte bună, chiar dacă am comunicat cu colegele mai puțin decât mi-aș fi dorit. Cred că toată viața mea am fost out of the box. Și cumva m-am simțit ca peștele în apă cu tema asta. Nici eu nu cred că există o rețetă albă sau neagră. Cred că există momente în care e bine să comunici safe. E bine să, și momente în care e bine să comunici out of the box. Și cred că niciunul dintre noi nu deține adevărul absolut. Așa că dezbaterea trebuie să ne ducă undeva mai departe. Mulțumim mult de tot pentru prilej. Mulțumesc colegilor mei.